Conducerea grădiniței din cartierul Clucerea se poate spune că a început anul educațional cu dreptul. Administrația publică locală a făcut în această vară o investiție de aproape 30.000 de lei pentru un gard nou care împrejmuiește unitatea de învățământ. O astfel de lucrare era necesară din cauza stării deteriorate în care se afla vechiul gard. S-a înlocuit gardul în stradă. Era gard din ulucă cu bulumaci, s-a distrus, s-a putrezit, s-a înlocuit în totalitate, s-a construit un gard nou cu soclu de beton, cu gardul din construcție metalică din țevi pătrate, s-a vopsit, s-au înlocuit și porțile de acces. Pe lista biroului de achiziții și investiții din cadrul primăriei Mioveni este și gardul școlii din același cartier. Mai avem de făcut gardul din spatele școlii, care se vor folosi, având în vedere că nu e la fațadă, avem materiale refolosibile și țeavă și plasă, rezultate de la alte lucrări, unde îl vom face și pe acela în cursul săptămânii viitoare. Lucrările de reparație au fost efectuate în perioada vacanței în toate școlile de pe raza orașului Mioveni. Ca atare și unitățile de învățământ din Clucerea s-au fost incluse pe lista autorităților locale. În total, suma investițiilor se ridică la aproape 59.000 de lei.